Antrenorul secund al formației Moșelul Câmpulung, Liviu Hapaină, și portarul Adrian Tănase au fost prezenți astăzi la obișnuita conferință de presă a formației de Liga 3-a. La început, cei doi au vorbit despre meciul câștigat runda trecută în deplasare la FC Arenoasa, scor 1-0. A fost un meci echilibrat, am întâlnit o echipă incomodă, care știți bine că nu am reușit nici în turul campionatului să o învingem. Starea terenului nu era una chiar atât de bună, dar băieții au prestat un joc bun, consistent și din fericire am reușit să învingem. Echipa adversă a prestat și ea un joc la rândul ei destul de bun, ne-au pus câteva probleme, dar cum v-am spus și înainte, bine că am reușit să luăm cele 3 puncte. A fost un meci dificil cu echipa arțăgoasă, care își dorea victoria, jucau acasă, dar noi am făcut un joc destul de exact. Am reușit să marcăm repede în prima repriză, după aceea am făcut un joc de exact în apărare, ne-am închis foarte bine și până la urmă am reușit victoria. Adrian Tănase a vorbit și despre relația cu noul cuplu de fundași centrali, format din Ionuț Rada și Cosmin Leca. Mă înțeleg destul de bine. Meciurile au fost din ce în ce mai bune. Am început să colaborăm foarte bine. Și Rada și Leca sunt doi jucători foarte buni și ușor, ușor începem să sudăm relațiile, să zic așa. Leca este un jucător valoros, cu calități pentru acel post pe care evoluează. Joacă ce trebuie, joacă simplu, nu se complică și din ce mi-aduc eu aminte, nu cred că a făcut vreo greșeală. În Liga a 3-a, Seria a 3-a, podiumul clasamentului este ocupat în acest moment de 3 echipe care au același număr de puncte: SCM Pitești, Moșelul Câmpulung și CSA Fumați, iar cu privire la formația cu cele mai mari șanse la promovare, secundul Liviu Hapaină a declarat: păi, după cum bine v-ați uitat pe clasament, suntem 3 echipe la egalitate de puncte. Noi, Afumați și SCM. Bineînțeles, noi nu ne putem ridica la nivelul lor din punct de vedere financiar, dar noi vom încerca să facem tot ce depinde de noi. Să scoatem din fiecare joc punct sau puncte și la sfârșit să vedem unde ne vom situa. Eu zic că SCM-ul are un plus față de noi și de Afumați, pentru că au un lot mult mai numeros și mai echilibrat, valoric. Au făcut niște achiziții foarte importante acum în iarnă, plus aducerea lui Dică, și eu zic că ei ar fi favoriți. În conferința de presă de astăzi s-a vorbit și despre meciul care va urma, cel de sâmbătă după amiază cu CS Podari, însă cu declarații vom reveni în Jurnalul Sportiv de mâine seară, în avancronica partidei.